Lovitură pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Administratorii cresc prețurile transportului pe cablu. O urcare pe pârtie va costa mai mult nu doar pe Valea Prahovei, ci inclusiv în stațiunile din județul Maramureș. Cei care ajung la iarnă pe pârtile din Cavnic vor plăti cu 10 lei mai mult pe un abonament la telescaun. Prețul va fi de 150 de lei pe zi. Inițial nu ne gândeam să facem modificări, cel puțin în ceea ce privește abonamentele ca și acces, ca și modalitate de acces pe număr de urcări. Acolo nu vor fi modificări, nu o să mărim deloc tarifele. Doar pentru abonamentul pe zi o să mărim cu 10 lei pe zi. 10 lei care nu acoperă însă cheltuielile, susțin administratorii pârtilor. Problema este la zăpada artificială, care pentru noi înseamnă costuri enorme. Sigur că această scumpire nu va acoperi nici pe departe costurile care vor fi în plus. Anul trecut, de exemplu, până în data de 5 ianuarie s-a schiat doar pe zăpadă artificială. Și anul ăsta vom face, nu intră în discuție să nu facem că s-a scumpit curentul. Calitatea pârtilor trebuie să rămână la fel. Nu vrem deloc să umblăm aici.